Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Am lăsat deoparte alegerile, am comentat toată săptămâna ce s-a întâmplat pe 11 decembrie și trecem la subiecte, dați-mi voie să spun, mai interesante și poate că mai importante. Vorbim despre literatură astăzi. Mâine va avea loc un eveniment important pentru județul Constanța, pentru viața sa culturală, premiile Uniunii Scriitorilor. Astăzi discutăm despre acest lucru, dar nu numai despre premii, ci și despre activitatea filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România și poate puțin despre Facultatea de Litere a Universității Ovidiu cu președintele filialei Dobrogea, domnul Angelo Mitchievici. Bună seara, mulțumesc că sunteți alături de noi. Profesor la Facultatea de Litere a Universității Ovidiu, conducător de doctorat de ceva vreme. Premiile Uniunii Scriitorilor, filialei Dobrogea ale Uniunii Scriitorilor. Ce se întâmplă mâine? Povestiți-ne puțin. Mâine cred că are loc unul dintre cele mai importante evenimente pentru literatura dobrogeană, și anume decernarea premiilor filialei. Spun important pentru că există în această economie simbolică a literaturii o evidentă formă de excelență, un mod de a marca realizări ale literaturii din spațiul dobrogean și de a aduce în fața publicului pe o parte dintre scriitorii cei mai importanți din această regiune. Este modul nostru de a păstra o relație strânsă cu publicul constanțean și de a aduce literatura cât mai aproape de acest public care ne este foarte prețios. Există un public important, cum îl percepeți înainte de a discuta despre premii, pentru că ați amintit acest lucru, cum este publicul din Dobrogea, din Constanța? Eu îl simt ca pe un public apropiat. Sigur că există segmente de cititori. Tindem să ajungem la acești cititori, să ne apropiem cât mai mult. Există o literatură care merită cunoscută și o literatură care, cred eu, că este în măsură să creeze o formă de sensibilitate, o receptare din partea acestui public, pentru că este o literatură care, într-un fel, construiește la modul ideal acest spațiu în care ne mișcăm. Consider că acest spațiu al culturii dobrogene, dar și spațiul dobrogean, această geografie peste care se suprapune o geografie literară, este cu totul și cu totul particulară și că mărcile identitare sunt cele pe care literatura le evidențiază cel mai bine. Care este adresabilitatea lucrărilor pe care vor fi premiate mâine? Există un public elitist sau ele sunt adresate oricăruia dintre noi? Cred că literatura este una dintre artele care pot foarte ușor să gliseze dinspre un registru popular, spre un registru, să spunem așa, elitist, mai rarefiat intelectual. Nu cred că trebuie să privim într-un anumit punct. Literatura trebuie să fie racordată la ceea ce ține de incomprehensibil, de ermetic, de impopular. Există literatură de cea mai bună calitate, mare literatură, care a fost, vă dau un exemplu, Dostoevski, care, ale cărui romane au fost prezentate în foileton. Se întâmplă și în spațiul românesc, din câte știu. Se întâmplă mai puțin, din păcate, în spațiul românesc, pentru că există prea puține reviste sau pagini de cultură în interiorul ziarelor care să promoveze, așa cum se întâmpla odată, literatura înainte, da. Și care să încurajeze foiletonul. Ar fi, din punctul meu de vedere, o inițiativă excelentă această revitalizare a foiletonului, însă epoca foiletonistă, din punctul meu de vedere, a apus. Credeți că se poate muta ea în mediul online? Este o paranteză la discuție, dar sunt un subiect realmente interesant. Privitor la carta online, e o discuție, cred că tema aceasta revine cu
oarecare obstinație și ea fructifică din punctul meu de vedere și un soi de anxietate. Va dispărea cartea, se va transfera ea cu totul în mediul online. Este foarte posibil ca acest lucru să se petreacă la un moment dat. Însă textul în cele din urmă este narațiunea care este fundamentul, fie că este prinsă într-o pagină, fie că este prinsă în, pe un display-ul unui laptop, rămâne esențial. Deci povestea nu moare, indiferent dacă ea va fi în pagina unei cărți sau va fi pe un computer. Suport electronic. Bun, revenim la ce se întâmplă mâine. Sunt câte premii? 12, înțeleg, și sunt pe diverse categorii. Sunt 12 premii, sunt câteva premii ex aequo, dar le veți vedea la momentul... Nu putem spune toate lucrurile de acum, da, asta le retransmitem telespectatorilor, dar mâine, după amiază, la ora 13, este evenimentul și vom... Pot să vă spun că există tradiționalul premiu de proză, tradiționalul premiu de poezie, tradiționalul premiul Opera Omnia, tradiționalul premiu de critică literară și eseu. E greu să nu acorzi un premiu de proză sau de poezie. Ar fi absurd. A fost grea alegerea și cine a făcut parte din juriu? Juriul este important și anul acesta cred că filiala se bucură de un juriu cu personalități marcante. Este vorba de profesorul universitar Nicolae Rotun, care cred că este cunoscut de toți în spațiul cel puțin al urbei Constanțene. Este vorba de conferențiar Sergiu Miculescu de la Catedra de Franceză, care face parte din juriu în acest an, de poetul foarte cunoscut Sorin Roșca, de criticul și prozatorul Olimpiu Vladimirov. Faceți și dumneavoastră parte? În calitate de președinte sunt, e un juriu compus din 5 membri conform statutului USR. Deci suntem obligați să fim minim 5. Să fie număr impar, cred, să nu existe probleme. Exact. A fost grea alegerea? În anumite privințe a fost ușoară, în anumite privințe mai puține, din fericire, au fost dezbateri, au fost opinii diferite. Și asta este absolut bine, firesc, înțeleg, nu? Da. Este absolut firesc să existe discuții în jurul unor cărți. Ele răspund anumitor criterii. Cel mai important dintre ele este cel al valorii literare. Este în mod cert, dar ne-a interesat și felul în care această literatură reprezintă acest spațiu de cultură. Nu ne-a fost indiferent acest lucru. Dar cum cuantificați valoarea literară? Bănuiesc că nu este destul de simplu. Este matematică. Nu este un algoritm. Nu este un algoritm în mod cert. De aceea nu vă pot da coordonate și itemi conform cărora oricine se poate aplica. Există o școală critică în cele din urmă. Critica literară nu este o meserie în sine, o înveți și prin intermediul gustului și citind foarte multă istorie critică, teorie literară. Evident că există și o doză de subiectivitate. Știm mari critici care s-au înșelat în jurul unor mari opere literare, da? Sainte-Beuve s-a înșelat cu privire la Proust. Există și situații de genul ăsta. Nu ne confruntăm cu un Proust, din păcate, în anul acesta, dar sunt niște cărți foarte valoroase și autori care revin la un interval de timp, revin cu cărți deosebite și acest lucru trebuie scos în evidență. Mâine nu vor fi decernate numai premii, înțeleg că sunt și se lansează și două cărți deosebite în cadrul acestui eveniment. Da, este vorba de o carte despre arta plastică, despre prezența obiectului în pictură a doamnei Doina Păuleanu, care este și distinsa noastră gazdă și cred că deja devine o tradiție faptul de a decerna aceste premii în cadrul
extrem de elegant al Muzeului de Artă din Constanța. Probabil că nu găseați un spațiu mai bun în Constanța. Este spațiu care simțim că rezonează cel mai bine cu literatura și cu premiile. Acum mă gândesc că acest lucru se întâmplă și datorită doamnei Păulanu, care cred că vă sprijine și v-a sprijinit întotdeauna. Da, avem o relație foarte, foarte strânsă și personal îi port un respect deosebit, îi admir foarte mult cărțile de istorie a artei. A făcut imens pentru cultura din acest spațiu balcanic. Să nu uităm cartea albumul despre Balcic, care este, mi se pare, una dintre cărțile fundamentale. Și este unul dintre istoricii noștri de artă care documentează extraordinar de bine această zonă. Cred că o cunoaște în acel detaliu semnificativ și care scapă unei priviri neantrenate. O lucrare recentă și de mare succes, cred că a fost cea despre regalitatea la Malul Mării, lansată anul acesta, dacă nu mă înșel. Cred că da. Mare succes. Bun, cealaltă carte, cealaltă carte este un volum de poezii numit Reverii, al profesorului Octavian Unc, un eminent profesor universitar, un doctor foarte cunoscut. Da, aici este o chestiune interesantă. Este un doctor pe care îl cunoaștem cu toții, un chirurg, dar care și scrie din când în când. Cred că pot să spun, este al treilea volum. O informație publică, dumnealui la un moment dat a fost și student la teologie, un lucru destul de interesant pentru un medic chirurg de renume. Dar la al treilea volum, domnul Lung, o să vorbiți mâine despre cartea dumnealui? Da, cu foarte mare plăcere voi vorbi despre această carte. De ce scrie un chirurg? De ce scrie poezie un chirurg? Ați înțeles citindu-i opera? Am înțeles de ce... Aici e o chestiune foarte interesantă. Este un tip de cultură renașentistă care, din punctul meu de vedere, se păstrează cumva printr-un soi de inducție extrem de stranie. Cultura renașentistă includea anatomia. Științele umaniste erau practic afiliate și acestor științe, să spunem așa, exacte. Leonardo da Vinci, erau oameni care știau foarte bine anatomie în modelarea corpului uman, al construcției de artă monumentală, statui sau chiar în pictură. În opinia mea, există între medicină și artă există o legătură foarte strânsă și n-am fost surprins să văd că se află printre elita medicală a Constanței, dar nu numai, eu vin din Craiova și în cea craioveană, colecționari de artă, oameni iubitori de frumos și chiar autori de literatură sau foarte pasionați melomani. Deci e un... Sau iubitor de istorie, doctorul Sârbu, Vasile Sârbu, este un mare iubitor de istorie, cel puțin a istoriei de pe aceste meleaguri, pasionat, a venit odată și ne-a vorbit. Cred că avem în medicina constanțeană și nu numai o elită profesională, dar avem și o elită culturală care, iată, iese ușor, ușor, discret, cu o mare discreție, pentru că domnul Unchi este un personaj extrem de discret și de timid, are o timiditate în privința aceasta. Și mi-a fost destul de greu să-l conving că putem deschide evenimentul decernărilor cu volumul său de poezii. A ținut să se asigure că n-a scris prostii. Ați verificat acest lucru, ați citit. Și că nu e decent ce a scris. Sunt convins că este decent pentru că... Bun simț la mulți scriitori, nu întotdeauna îl găsești. Domnul Unc e un om a cărui sensibilitate parcurge niște etape ale formării, iar acest ultim volum este clar pe o treaptă superioară față de celelalte două. Fără a dezvolui prea... Lansat și discutat despre... Cu siguranță și o să invităm pe oameni să vină mâine, apropo, poate veni oricine. Da, este deschis, este un eveniment la comunicatul de presă pe care l-am dat, este deci, un cine dorește deschis. Poate veni la 13.
Bun, o să vă rog să-mi spuneți așa, dacă puteți, invitându-i pe oameni să vină mâine și să cumpere, de exemplu, cartea domnului Wong, sunt convins că este interesantă, dacă puteți să ne spuneți într-o propoziție temele pe care le abordează domnul Wong. Ar însemna să încep lansarea acum. Nu. Deci păstrăm suspansul, da? Să vină mâine. Păstrăm ceea ce e al momentului. Eu realmente sunt foarte curios, dar o să vin mâine și o să vedem la fața locului. Uniunea Scriitorilor, filiala Dobrogea, Uniunii Scriitorilor din România. Cum a fost anul acesta pentru filială, nu neapărat pentru dumneavoastră, dar o conduce, sunteți președintele ei de aproape 3 ani. Sunt cu plusuri și minusuri. Fiecare an este, în funcție de ceea ce îți propui, nu este niciodată un an plin. Dar ceea ce mă interesează pe mine este să nu fie un an gol. Am continuat un proiect la care țin, și anume acela de a avea invitați personalități marcante din lumea literaturii și a istoriei și teoriei literare, și în anul acesta i-am avut ca invitați pe Doina Jelea cu romanul Vila Margareta, foarte cunoscută pentru, de fapt, publicului este mai degrabă cunoscută pentru cercetările ei privitoare la istoria recentă și mai precis la istoria, la cultura și civilizația în timpul perioadei comuniste. Și de asemenea un foarte distins cercetător de la Institutul Sextil Pușcaru, pe Adrian Tudorachi, care a ținut o excelentă prelegere despre ideea de geniu de dinainte de geniu. Deci de dinainte ca termenul de geniu să intre în compoziția sensibilității romantice. Ceea ce a fost realmente un regal de frumusețe a discursului intelectual, de precizie, de orientare într-un spațiu mai puțin vizibil pentru preocupările actuale în ceea ce privește câmpul literar. Acesta ar fi un aspect. Am colaborat și am fost președintele târgului de carte estival la Malul Mării, și atât cât am putut, am încercat să adaug puțina mea energie și cele câteva cuvinte pentru a anima acest târg. M-aș bucura să devină o tradiție în Constanța, pentru că cartea este în parte pentru mine un mod de a exprima bucuria marilor vacanțe. Adică? E plăcerea de a citi. Țin minte că nu mi-ajungea niciodată timpul nici în liceu, nici în școala generală pentru cărțile pe care aș fi vrut eu să le citesc. Am așa acum uneori aceeași frustrare și așteptam vacanța tocmai pentru că puteam să citesc fără să mă uit la ceas, fără să trebuiască să-mi scriu o temă sau un articol acum. E bine venit acest târg, s-a implicat din plin Radio Constanța, a fost unul dintre parteneri, de fapt partenerul principal, și a fost, din punctul meu de vedere, un succes. Se potrivește un târg de carte în sezon estival, pe faleză, printre turiști care merg în tricouri, în șlapi, se potrivește? Eu sunt un adept al spațiilor neconvenționale și cred că, așa cum există o mulțime de poziții în care poți citi o carte, cred că există și spații foarte primitoare care nu au nimic din rigiditatea, din rigorismul uneori rarefiat al unui spațiu de academic sau de bibliotecă. Cred că poți întâlni cartea și poate că ar trebui regândită chiar întâlnirea cu cartea din această perspectivă, într-o cafenea, am văzut că sunt cafenele care folosesc drept decor cartea, dar că poți să o întâlnești în locuri unde îmbini miresmele și aromele, adică o carte pe care o citești cu o cafea lângă tine, o carte pe care o citești la nisip, o carte pe care o citești pe un șezlong, e un alt gust al literaturii și literatura are această parte frumoasă, e o expresie într-un fel a libertății noastre, iar vacanța este o formă de libertate, e drept legală, dar una care încurajează
din punctul meu de vedere, lectura. Da, înțeleg că totuși că acest târg a avut succes și pentru cei care au participat, care au vândut carte, dar mai ales pentru constanțeni, pentru turiști care au putut să aibă mai aproape acest produs. Sunt evenimente pe care doriți să le repetați și anii viitori? În mod cert, acest set de conferințe este programat într-un anume sens să se petreacă pe timpul mandatului meu. Să nu uităm, au fost invitați de marcă Dance Mihăilescu, Andrei Pleșu, care au conferențiat. Intenționez să continui cu aceste personalități, cu oameni care pot să aibă un impact asupra publicului constanțean, merită cunoscuți și de aproape. Asta este intenția mea. Merită să-l vezi pe Cărtărescu, de exemplu, nu? Sau pe Dance Mihăilescu, care este extrem de colovial, să-i vezi la doi pași de tine. E un alt tip de interacțiune și un mod de a, indirect, de a încuraja lectura, numai a cărților lor, dar în general, prin frumusețea discursului pe care acești oameni îl au despre literatura și despre cultura în general. Ieri ați fost în București, sunteți din Craiova, sunt convins că aveți legături cu președinți de filiale ale Uniunii Scriitorilor din întreaga țară. Cum este viața aceasta culturală, vorbesc în general, și viața cărții în particular în Constanța, spre deosebire de alte orașe? Mă gândesc numai la Cluj, la Sibiu, la Brașov, pentru că noi comparăm, nu știu de ce, întotdeauna Constanța cu aceste orașe din Transilvania. Nu cred, cu toată sinceritatea, nu cred că are aceeași amploare. Este o chestiune asupra căreia revin într-un fel, într-o reflexie ușor tristă. Cred că orașul nostru merită mult mai mult. Am înțeles, mă scuzați, dar prima întrebare ar fi de ce nu are aceeași amploare? Ați identificat câteva cauze? Conduceți Uniunea Scriitorilor, sunteți profesor, conducător de doctorat, cu siguranță că aveți o opinie bine întemeiată. Vă dau răspunsurile cele mai simple. Gândiți-vă că acest spațiu constanțean beneficiază de o universitate care are o vechime, să spunem așa, nu foarte mare. Este tânără. Da, este tânără. Este o universitate care împlinește, cred că, 26 de ani de la înființare. Toate celelalte orașe, mă refer la Iași, la Cluj, au o universitate cu o vechime respectabilă, dacă o comparăm cu cea constanțeană. Se creează un anumit mediu și o anumită emulație în aceste spații universitare. Deci lucrurile nu cresc peste noapte, nu se dezvoltă peste noapte. În altă ordine de idei, există acolo și mai mulți scriitori. Și acest fapt este important. Există o tradiție din care se pot nutri noi scriitori. Există un anumit tip de emulație. Aici intrăm într-o zonă care ar putea fi bine definită în tradițional ca metafizică. Este un spirit al locului. Contează foarte mult acest spirit al locului. Într-un anume sens, cultura se dezvoltă și în raport cu cererea din partea unui segment social foarte important, cel al unui middle class, care simte nevoia, la un moment dat, sau consideră că nu doar prosperitatea strict materială este importantă, că de ea trebuie să agăți și o formă de elevație, că trebuie să atingi un prag de educație mult mai înalt. Literatura este mediul, nu numai, dar este unul dintre mediile privilegiate prin care nivelul acesta elevat se exprimă. Este un specific al locului. Nu realizez foarte bine. Nu sunt constanțean la origine. Da, trăiți aici, locuiți aici. Locuiesc aici de mai bine de 17-18 ani, cam da. Așa.
Sunteți prin adopție. Sunt prin adopție, am devenit constanțean. Locul îmi place foarte mult. Da. Este un farmec al... Locul acesta nu poate fi... Farmecul acestui loc nu poate fi reprodus în nicio altă parte și am mărturiile prietenilor care vin aici. Aici se simt într-un anumit fel. Aici e un anumit gust. Aici aerul are o anumită textură. Casele arată într-un anumit fel. Sentimentul de relaxare și de, în același timp, de perspectivă e altul, pentru că orașul deschide o perspectivă practic în infinit cu marea la doi pași. Pe mine asta mă încântă într-un mod cu totul și cu totul special. Sper într-o apariție a unei noi generații. Vreau să vă spun că aceste generații nu apar. Chiar dacă tu te străduiești să creezi o emulație, nu există niciun fel de predicție, nu există, apar din senin. Întotdeauna în literatură au apărut aproape din senin generații de scriitori. A apărut un val, cum a apărut și în cinematografie. Important este să mizezi pe literatură de fiecare dată și să ai răbdarea ca la un moment dat acest nou val, acești scriitori să apară, scriitori tineri foarte talentați. O să vă întreb dacă există germenii acestei creșteri despre care vorbiți și dacă îi vedeți în facultate, în universitate, dar după o scurtă pauză, domnule profesor. Ne-am întors, vă întrebăm dacă vedeți germenii creierii unui nou val de scriitori. Dacă îl vedeți în universitate, dacă îl vedeți în jurul dumneavoastră, dacă îl vedeți în Constanța? Momentan nu văd acest lucru, nu văd o generație, dar văd câțiva oameni talentați, ceea ce este foarte important. Să nu uităm că Universitatea Ovidius are o foarte importantă școală doctorală, școala de doctorat de științe umaniste. Și o parte din acești doctoranți, din punctul meu de vedere, promit foarte mult pentru relansarea unei generații critice. Ne lipsesc criticii la filiala Dobrogea, a USR. Sunt critici de veche generație, foarte buni, dar nu vin alții noi. Cine să scrie despre cărțile noastre? Pentru că nu este nici ușor să fii critic. Așa cum spuneați mai devreme, nu îți devii critic multă... peste noapte. Un critic bun se formează în câțiva ani. Da? Iar întrevăd această posibilitate. Sunt câțiva poeți în formare din punctul meu de vedere și sigur nu pot să spun cum vor evolua, și pentru mine evoluția lor e un proces în desfășurare și un lucru care, de la care aștept surpriză plăcută. Mai mult nu vă pot spune. Acum, din cele 4 dosare pe care le-am depus la USR pentru admiterea în filială, 3 au obținut votul Comisiei Centrale și voi anunța aceste nume. 2 sunt oameni destul de tineri. Tinerețea acum se socotește la 40 de ani în filiala Dobrogea. 40 de ani ești tânăr. În jur de. Dar e important că niște oameni de foarte bună calitate se adaugă scriitorilor din filială. Un scriitor trebuie musai, domnule profesor, să treacă prin facultatea de litere. Acum o să fii subiectiv, dar sper cât să... Câtuși de puțin. Nu. Lucrurile nu sunt legate într-un mod, într-o formă de determinism de acest fel. Nu, un scriitor, există o vocație pe care o urmezi, însă nu cred în scriitorii care scriu mai mult decât citesc. Adică, cred că un scriitor autentic este cel care a citit foarte mult, pentru că relația cu literatura este una perenă și permanentă. Nu poți să fii scriitor fără să-și citești congenerii, fără să citești mare literatură, în primul rând, occidentală, fără să citești marea literatura română. Nu, devii un scriitor, da, dar un scriitor de bazetaj, un scriitor de raftul 15, poți să devii oricând. Dar
un scriitor serios se formează la școala marii literaturi, a literaturii universale, a literaturii românești, a clasicilor literaturii române. Există un sens al acestei deveniri care nu poate fi evitat, evacuat, deturnat. Mă întorc puțin la facultatea de litere, la profesia dumneavoastră. Cum sunt studenții astăzi? Mai au această plecare către lectură sau nu? Și da și nu. În mod cert, cei care vin la facultatea de litere nu sunt toți direcționați de presiunea, de impulsul unei vocații. Nu este obligatoriu că îți place să citești și atunci faci facultatea de litere. Nu toate motivațiile converg către acest lucru, aș zice că destul de puțină. Mulți văd în facultatea de litere cheia unei rezolvări profesionale în linia profesoratului, un profesor de școală generală, de liceu. Deci e mai degrabă un parteneriat cu literatura, nu e neapărat o relație, ca să spunem așa, de pasiune, de dragoste înflăcărată. Însă, printre studenții mei sunt câțiva foarte înzestrați pentru literatură. Ce apreciez cel mai mult la un student, să știți că nu este o pregătire cu care vine din școală, ci curiozitatea, pentru că este forma cea mai autentică de expresia cea mai autentică a vieții și a vitalității noastre. Un student curios care vrea să afle este pentru mine un student în adevăratul sens al cuvântului. Aveți astfel de exemple, spuneți, da, din fericire, da, din fericire. Da, din fericire am un an întâi foarte bun, sunt foarte mulțumit de ei și această curiozitate și pe mine mă motivează. Îmi place să răspund la întrebări. Cu cât sunt mai dificile, cu atât sunt mai încântat, pentru că în momentul respectiv se realizează un dialog autentic cu ei. Da, e interesant. Sunt vești bune, după părerea mea. Ne apropiem de finalul anului. Urmează 2017. Veți fi președintele filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor și în 2017. Nu știu dacă este de vreme să vă întreb dacă aveți planuri, proiecte pentru anul care urmează. Evident că am. Ceea ce mă preocupă în cel mai înalt grad și este proiectul Alfa, în acest moment, este un festival de poezie. Am depus un proiect la FCN, nu a fost admis proiectul și vreau să-l reiau într-o colaborare cu primăria din Constanța și sper să obțin fondurile necesare ca acest proiect în anul Ovidiu să poată fi făcut. Ar fi ideal să avem un astfel de eveniment care să aibă o repetitivitate anuală, deci în fiecare an să avem un festival de poezie, pentru că toate celelalte, nu știu dacă există o excepție, toate celelalte filiale beneficiază de ajutor în acest sens, de susținere în acest sens din și partea... au un festival din partea Consiliului Județean sau a primăriei. Este, din punctul meu de vedere, ar fi impardonabil ca un oraș de talia Constanței să nu aibă un astfel de festival. Mai ales într-un an, mă scuzați, în 2017, un an important, anul Ovidiu, vor fi multe evenimente care vor marca acest da, moment. Da, este un, ce vreau să vă spun, este că un proiect realizat, am un partener foarte serios în domnul Alin Piroșca, cu care lucrez pe un astfel de proiect. Ne gândim și la alte proiecte și sperăm în acest sprijin și am toate, cum să spun, creditez și stimez foarte mult pe primarul actual și am încredere că acest proiect se va realiza și cu concursul dânsului. Ați avut discuții până acum cu reprezentanții primăriei și ai Consiliului Județean? Am avut un sprijin pentru a depune acest proiect la FCN. Am avut nevoie de sprijinul de colaborare. Unul dintre parteneri a fost primăria. De asemenea, doamna Postoneanu,
Direcția de cultură. La Biblioteca Județeană Ilie Roman. Da, da, da. Da, doamna Doina Păuleanu este în acest, de artă, în acest proiect de la Muzeul de Artă. Deci avem un... pentru că proiectul implică și o dimensiune a vizualului, există un parteneriat combinat și de asemenea dorim să colaborăm cu Biblioteca Ilie Roman pentru realizarea unei monografii a primei reviste constanțene care a apărut în Constanța și care este foarte interesantă și marchează, de fapt, o dimensiune fondatoare a faptului de cultură în spațiul constanțean. Deci o parte sunt, să zicem, mai puțin, proiecte mai puțin atractive, dacă vreți, sau mai o portanță filologică mai mare, dar sunt importante pentru cultura constanțeană, dar acest festival de poezie îl vrem deschis la nivel național cu participarea unor personalități pe care le-am identificat și a unor și în sensul istoriei și criticii literare, dar și în sensul poeziei. Eu nu sunt poet, deci ceea ce fac, îmi fac pentru colegii mei și pentru literatura. Nu mă implică direct în calitatea scriitor de poezie. Ne puteți spune despre ce sumă este vorba aproximativ, ca să ne facem o idee? Suma pe care am... revendicat-o prin proiectul AFCN a fost în jur de 10.000 de euro, dar este o sumă mică. Atât ne permite... La un buget de 150 de milioane de euro al primăriei, 10.000 de euro nu înseamnă nimic. Cred că ideal ar fi o sumă în jurul a 15, da, 15.000 de euro ca plafon. Pe mine nu mă interesează cât uși de puțin consum mai mult decât am nevoie. Mă interesează să mă încadrez astfel încât acest proiect să funcționeze și nu la limită și să fie unul reprezentativ pentru urba noastră, pentru Constanța. Da, nu mi se pare deloc o sumă mare, dimpotrivă, și cred că s-ar putea găsi resurse. Nu cred că este o sumă extraordinară, da. Dar atunci când ai nevoie de ei, nu îi poți furniza, nu... Am sunt înțeles. Importanți, puțini sau mulți. Sunt convins că se vor găsi soluții anul viitor. Suntem pe finalul emisiunii, am vorbit despre literatură, am vorbit despre carte, am vorbit despre vacanțe. În curând vine o vacanță, urmează vacanța de sfârșit de an. Aș ruga așa, domnule profesor, să ne recomandați nouă celor care citim 3 cărți pe care le-am putea lectura în această vacanță. Aș începe cu un constanțean, cu Ovidiu Dunăreanu și romanul lui Lumina îndepărtată a fluviului. Cred că nu numai pentru constanțean, dar pentru oricine ar dori să cunoască acest spațiu geografic, dar într-o formă, evident, într-o formă subtilă, sensibilă, acest roman face o introducere excelentă. Ovidiu Dunăreanu este un... nu doar un peisagist, este cineva care, un explorator al unui teritoriu pe care puțin îl bănuiesc dincolo de limitele Constanței, acest teritoriu dintre Dunăre și Mare, care este un teritoriu arpentat așa cu instrumentele realismului magic la Ovidiu Dunăreanu. E o carte care te ține și o carte, din punctul meu de vedere, care constituie o emblemă, practic o realizare extraordinară în ceea ce privește prinderea acestui geniu al locului în Dobrogea. Foarte ușor îmi vine în minte Mario Vargas Llosa cu Povestașul, pentru că spiritul poveștii este la el acasă în literatura dobrogeană, dar este la el acasă și în literatura sud-americană. Acest mare suflu al poveștii care ne hrănește existențele și ne încarcă într-un anume sens de toate aceste energii creatoare. Și nu în ultimul rând, aș merge către Milan Kundera cu volumul lui de povestiri. Vedeți că recomand mai degrabă povestirile decât proza și romanul lui Ovidiu Dunăreanu este construit modular din povești, ca să spunem așa. Romanul lui Milan Kundera, Ridicole iubiri. Este un roman plin de subtilitate despre slăbiciunile
naturii noastre umane, dar ironia este acolo un foarte bun conducător de sensibilitate. Ironia, comicul și o anumită înțelegere a, cum se spune, fragilității noastre morale. E o carte specială. A fost o reală plăcere să fiți invitatul nostru astăzi. Vă mulțumesc. Plăcerea este împărtășită și le urez telespectatorilor dumneavoastră sărbători fericite, pentru că iată se apropie cu pași foarte repezi și ne regăsim cu ajutorul lor între prieteni și în mijlocul familiilor noastre. Mulțumim încă o dată, invităm pe toți telespectatorii să vină mâine la Premiile Uniunii Scriitorilor și să citească. Aveți și câteva recomandări acum de cărți foarte bune. Încă o dată mulțumesc și dumneavoastră mulțumesc că v-ați uitat. Rămâneți să aveți o seară excelentă în continuare.